Doamne ajută! Bun regăsit la o nouă emisiune Vestea Cea Bună, emisiune în direct cu părintele Mircea Cristian Pricop și Mihai Chircor la microfonul emisiunii. Sărutmâna, părinte, bun regăsit! Doamne ajută! În seria de emisiuni, să spunem, dedicate familiei, în așteptarea referendumului despre familie, care sperăm că va veni și care va fi o piatră de încercare pentru, zic eu, pentru neamul nostru, vă propunem o altă emisiune despre familie, și anume familia în modernitate. Acum, eu am, ca orice om, sau mă rog, ca majoritatea omilor, am niște fixuri ale mele. Și din punctul meu de vedere, oamenii se împart în două categorii, care recunosc că au fixuri și care nu recunosc, că fixuri avem cu toții. Important este ca fixurile alea să fie ziditoare. Nu e o nenorocire să ai un fix care este ziditor. Pentru mine, în problemele fundamentale, nu există mutare sau umbră de schimbare. Sigur că poți să spui că a evoluat societatea, a evoluat tehnologic. Atât. Și această evoluție tehnologică, nu vreau să intru, asta e subiect de încă o emisiune, această dimensiune tehnologică are implicații sociale, dar tehnologia nu poate să modifice familia. Tehnologia nu poate, nu trebuie să modifice principiile fundamentale după care ne călăuzim noi. Deci în problemele astea nu mă interesează cum a ajuns pe Lună, pe Marte. Pentru mine lucrurile sunt fundamentale, sunt fără mutare sau umbră de schimbare până la sfârșitul timpului. Până la sfârșitul timpului. Cu orice risc, între ghilimele risc, astea nu-s riscuri, poate să spună cine o vrea, ce o vrea despre mine și nici nu mă interesează părerea unora care sunt fără de Dumnezeu. Deci, practic, cum ar trebui să fie familia în modernitate, pentru mine e foarte simplu. Cum a fost la început? Cum a rânduit-o bunul Dumnezeu la început, așa trebuie să rămână până la sfârșitul timpului. Lucrurile însă, dacă privim la realitate, nu stau tocmai așa. Pentru că pe calea mântuirii noastre mai există un instrument extrem de util, care se numește diavolul. Că, până la urmă, de la părintele Arsenie Papacioc citire, asta este diavolul, un instrument al mântuirii noastre. Ce ne-am face fără diavol? Diavolul care are atâta putere cât îi dau păcatele noastre. El este un tolerat. Mântuitorul l-a învins definitiv prin coborarea sa în iad și prin învierea sa și prin învierea tuturor celor adormiți. Deci, practic, sub povara păcatelor noastre și împinși, ispitiți de diavol, familia în modernitate și, de fapt, asta discutam noi înainte, în epoca în care suntem noi acum, în stadiu de evoluție, între ghilimele, pentru că, din punct de vedere tehnologic, este o evoluție, din punct de vedere spiritual, în foarte multe zone există involuție, sau există și involuție, pentru că nu toți sunt păcătoși. Deci, familia sub ispitele și loviturile vrăjmașului și prin slăbiciunea noastră nu mai este întotdeauna la peste tot și tot timpul așa cum a clădit-o bunul Dumnezeu. Și aici este marele pericol, pentru că așa cum am mai spus-o și eu să repet cât trăiesc, destructurarea familiei, slăbirea familiei slăbește individul. N-are, deci fără familie ești mult, mult, mult mai slab. Slăbește individul, mai ales în fața vrăjmașului. O să avem timpul să discutăm cum a ajuns familia astăzi, de ce a ajuns și ce să facem ca să ne întoarcem la origini, să restabilim, să resetăm, cum se zice astăzi, totul și să avem din nou o familie normală, o familie așa cum Dumnezeu a gândit-o și a zidit-o. Pentru ca familia să
fie înțeleasă în termenii pe care Dumnezeu i-a dat ei pentru dezvoltarea ei naturală, firească și așa, ar trebui ca mai întâi de toate să subliniem faptul că Dumnezeu nu este la rândul lui un fixist. El nu, într-adevăr, este neschimbător în deciziile sale, dar deciziile sale sunt dinamice. Așa cum și-ar dori ca și noi, familiile creștine și toți cei care, până la urmă, acum trecem dincolo de latura crește în familiile umane, bărbat, femeie, copil. Până la urmă mergem până la acest termen general, universal, să zicem așa, și-ar dori să nu fie, să nu rămână blocate într-un anumit stadiu de dezvoltare socială sau de împietrificate. Stadiu într-un stadiu pietrificat. Dumnezeu este dinamism. Și viața pe care El o dorește și pe care El a creat-o și a izvorât-o până la urmă, da, este dinamism. La rândul nostru, familiile creștine și toate familiile umane, normale, naturale, așa cum le-a lăsat bunul Dumnezeu, adică bărbat, femeie, au dinamism în ele, un dinamism care împinge spre un viitor al sfințeniei. Oarecare, la momentul potrivit, hotărât de Dumnezeu. Deci să nu cumva să creadă cei care ne ascultă pe noi sau să-și imagineze cineva că noi propovăduim o pietrificare în forme și formule revolute. Că ni se și spune, voi creștinii sunteți retrograzi, sunteți revoluți, sunteți pietrificați în secolul nu știu care. Vă aduceți aminte de aceste exprimări? Da, suntem. Dar nu suntem. Bine, eu accept și asta. Dimpotrivă, ceea ce aduc ceilalți și li se pare lor ca fiind nou, este adus din perioada păgânismului celui mai primitiv posibil. Din perioada decadentă, da, adusă până la stadiul de animalitate, a păgânismului dizolvat, efeminat. Păgânismul și marile civilizații n-au pierit din cauza că n-au avut resurse, că n-au avut posibilitatea să-și angajeze mercenari sau soldați care să opună forței invadatoare o armată cel puțin egală. Nu. Și din cauza factorului dizolvant interior. Întotdeauna poate să ia oricine, orice civilizație dorește. Din toate timpurile, de când se cunoaște omul pe el însuși. Și începe totul de la familie. Totul. În familie este codificat totul. Trecutul, prezentul și viitorul. Dumnezeu a vrut să scrie în această carte atât de mică tot istoricul ființei umane. Sub formă genetică mai întâi, dar și sub formă dinamică. Sub forma dinamismului natural al dezvoltării. Ei bine, umblând la acest mecanism la care numai creatorul poate umbla și intervenind tu cu propriile tale păreri și ajustări și intervenții în genere, da? De toate felurile, nu faci decât să deviezi destinul acestui mecanism atât de fin spre distrugere. Știți, domn profesor, că eu am lucrat de vreun an de zile la o traducere, Cronica Primei Cruciade, am terminat traducerea, acum lucrez la studiu istoric. În traducere avem, la momentul asediului Antiohiei, anul 1098, da, vara anului 1098, un dialog foarte interesant purtat între delegații creștinilor și armata de condusă de emirul Mosulului Kerboga, cel mai mare luptător al islamului la momentul acela. Da? Atabeg era, de fapt, da, tatăl prințului. Da? Un termen
prin care un fel de vizir, să zicem așa, un fel de guvernator absolut. Prințul Mosulului era minor și el conducea totul, acest Kerboga. Ei bine, dialogul purtat de delegația cruciată, de solia cruciată cu Kerboga, e foarte interesant. Și cruciații îl întreabă, de ce ai venit în pământurile noastre și ale strămoșilor noștri creștini? Pentru a te converti la creștinism, cumva îl și iau cumva peste picior, ai venit cumva să primești taina Sfântului Botez? Că dacă ai venit pentru aceasta, te primim cu mare dragoste. Dacă nu, atunci lăsăm pe Dumnezeu să rezolve disputa dintre noi. Iar Kerboga zice, cum mă jigniți pe mine? Eu am venit aici, în pământul pe care părinții mei l-au luat de la niște popoare efeminate, care nu mai meritau să-l stăpânească. Cu sabia. Și e dreptul meu să vin să mi-l apăr. Dialogul ăsta este foarte interesant, pentru că e dialogul dintre civilizații, de fapt. Da, da. Este dialogul care se va purta până la sfârșitul veacurilor, până când Dumnezeu va încheia socoteala. Te înalți, te dezvolți și te efeminezi. Și mori. Da, asta e blestemul marilor civilizații. A tuturor civilizațiilor, materiale pământești. De ce? Pentru că nu l-au pe Hristos drept nu poți călăuzitor. Să continui să durezi în timp decât atâta timp cât îl ai pe Dumnezeu ca standard al vieții tale. Decât dacă ai poruncile lui, și nu mă refer numai la poruncile specifice religiei, dar poruncile naturii, pe care oricine le recunoaște ca atare. În tine. Le ai, vei stăpâni pământul. Nu le ai, Dumnezeu va opri. În timp, prezența ta. De fapt, ființa ta. De fapt, dacă privim în istorie și esenția voastră stăpânește temeinic istoria creștinismului, dar nu numai, vedem că națiile care, mă rog, iarăși fixul meu, națiile care existau acum 2000 de ani și care au supraviețuit, că nu toate popoarele de acum 2000 de ani le regăsim și azi, sunt cele care, plecând de la poporul ales, da? Și ulterior, cele care au adoptat imediat creștinismul. Alea sunt națiile care au rezistat. Națiile care au rămas cu idolii s-au dus. Nu mai știe nimeni de ei. Chiar dacă la un moment istoric anume au fost mari. Au fost mari. De exemplu, da? Sarmații. Un popor uriaș care ajunsese în vremea chiar a Antichității târzii la vreo 300 de mii de ceea ce însemna acum un fel de 300 de milioane, da? Da, da? De membri. Nu se mai știe absolut nimic de ei. Da. Și alții, asemenea. Și alții. Deci au rămas. Deci toți, mă rog, grecii, armenii, ce erau pe acolo, cam în zona Orientului Mijlociu, în zona Ierusalimului. Grecii, sirieni, armenii erau. Da, aia, ei erau acolo. Toți creștini. Toți creștini, da? Că au crescut, că au scăzut, dar au rămas. Au rămas, da? Că Armenia era un imperiu cu 20 de milioane de supuși, cu ieșire la trei mări și a rămas o chestie mică, dar a rămas. Ceva a durat. Ceva a durat. Și aici e numai bunul Dumnezeu. Este numai mâna, voința, puterea bunului Dumnezeu. De fapt, dacă vedem în psalmii, psalmii sunt plini de versete care spun, fă, Doamne, pe dușmanii mei așterunt picioarelor mele. Da. Da? Asta ar trebui să facem. Ori omenirea încearcă să inoveze, să improvizeze, să dezvolte și mai încearcă ceva care, din punctul meu de vedere, produce foarte, foarte mult rău. Creștere continuă, economic, militar, financiar, politic, creștere continuă. Scopul nu este să cresc continuu, să mă fac mare, să măresc conturile. Haideți să luăm toate exemplele istorice pe care le avem, pentru că dacă nu avem un precedent, degeaba vorbim.
Luăm toate civilizațiile Pământului, care au pretins chiar unele dintre ele că sunt eterne. Nu Roma. Da. Civilizația Romii nu spunea Roma eternă. La un moment dat au cunoscut decadența. Nu? Au avut un urcuș, au atins apogeul și după aceea au căzut. De aceea trebuie să știm că nimic din ceea ce este sub soare nu durează veșnic. Mă refer material vorbind. Material. Totul este supus acestei legi imuabile pe care Dumnezeu a zidit-o, anume ca nu cumva dintr-o anumită civilizație să se transforme iarăși într-un turn al Babilonului, într-un turn semeț al Babilonului, prin care toți cetățenii acelui stat, sau eu știu, al acelui conglomerat de state, eu știu ce-o fi, așa, să-și imagineze că îl prind pe Dumnezeu de picior și îl trag jos din paradis, în felul lor absurd și comic chiar. Așa, și să-l detroneze. De ce am făcut această divagație împreună? Pentru că istoria omenirii este strâns împletită evoluția aceasta, evoluție. Cu urcușuri și coborâșuri, cu rătăciri, cu stânga-dreapta, cu căutări a societății, este în strânsă legătură cu familia. Roma a căzut, ceea ce a dus la căderea Romei nu au fost loviturile barbarilor, ci a fost criza morală din interiorul societății romane. De ajunsese la un grad de, au evoluat, după care au ajuns la un grad de decadență care i-a distrus. Dacă e să urmărim, apropo, civilizația Romei, că e cea mai cunoscută din toate. Au mai fost și altele, nu? Vorbim și de Bizanț, acușa. Da. Dar Roma, în 476, când herulii lui Odoacru au intrat pe porțile Romei, acei barbari blonzi cu topoarele în mână, da? În anumite cartiere ale Romei, patricienii încă își petreceau viața, felul de a fi, tabieturile, după vechiul sistem. Stăteau bine mersi pe paturi, erau hrăniți de sclavi în continuare, au venit oameni care i-au avertizat, măi, ridică-te, fugi, scapă-ți viața. Și a spus, nu este adevărat nimic din ce spui. N-are cum, Roma n-are cum să cadă. Și barbarii intrau peste ei, îi omorau și ei se mirau. Făceau ochii mari. Atâta stadiu de decădere. Un alt caz, cazul căderii Constantinopolului, 1453. Nu trebuie să dăm vina numai pe Occidentul care n-a sărit în ajutor. Nu. Și Occidentul a avut propriile lui păcate. Da. Nu și-a imaginat că grecii spun adevărul. Grecii strigau de mult timp ajutor. Și n-a înțeles importanța căderii Constantinopolului, de fapt. Da. Că era cheia Europei. Da. Bun. Totuși, în cronica lui Laonic al Cocondil se spune clar, care a fost contemporan cu căderea Constantinopolului și a fost prezent din tabăra turcească. Ce se întâmplă? El fusese trimis din partea Bizanțului ca și ambasador la curtea lui Mahomed al II-lea și Mahomed al II-lea l-a luat ostatic. Că așa făceau turcii. Așa era practica lor. Ambasadorul țării pe care eu o cuceream, urma să o cuceresc, îl luam cu mine. În caz că mergea rău, îl trimiteam pe el să discute cu ai lui. Păi du-te și negociază că... Da. Așa. Îl țineau bine, îl întrețineau, nu-i făceau niciun rău, dar îl obligau să stea cu ei. Așa era felul lor. Așa era politica statului otoman. E, și Calcocondil a văzut din perspectiva otomană, practic, toată situația. Și a spus așa. Când au cucerit Constantinopolul, timp de 3 zile s-a jefuit sălbatic totul. Ajunsese aurul echivalent cu arama. Că turcii își vindeau prăzile de război. Da. Soldații turci. Și ajunsese aurul egal cu arama. Atât aur scoseseră din Constantinopol. Da. Și eu am stat și m-am întrebat. Dar aurul acela n-a fost și înainte de a fi cucerit tot acolo în Constantinopol? De ce nu s-a cumpărat cea mai bună armată a lumii? Cel puțin egală cu armata lui Mahomed. Măcar să fie echipele egale. Da. Erau câteva mii de oameni care luptau pe ziduri. Și restul toți se certau prin piețe și vindeau și cumpărau mărfuri. Nu credeau
că cetatea lor va fi vreodată cucerită. Și s-au înșelat. Ei, eu zic că dacă familia ar fi fost puternică, dacă familia ar fi fost în Duhul lui Dumnezeu, lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat. Toate nenorocirile acestea din istorie n-ar fi avut loc. Să știți că eu am, cred că am mai zis-o odată, dar o repet, am avut o surpriză foarte plăcută când am ascultat un discurs de-a lui Donald Trump la Varșovia. Da, ți-am mai amintit acum două emisiuni. Da. În care el a vorbit despre valori, familia noastră, credința noastră, libertatea noastră. Adică, eu nu știu cât de practicant este Donald Trump, dar măcar că spune aceste lucruri, așa cum îmi place că dacă privim orice ceremonie la Kremlin, vedem pe președintele Rusiei la tribună și în primul rând, în mijloc, stă primul ministru și în dreapta lui patriarhul. Adică nu e vorba de persoană aici. Da. Discutăm de o anumită simbolistică. Sigur. Da? Deci patriarhul întregii Rusii este în dreapta primului ministru. Asta spune ceva. Trebuie să discernim totuși. E vorba și de imagine aici, de bătălie imaginilor. Am înțeles, dar Occidentul demonic și răsăritul sfânt. Eu știu asta. Ce nu e chiar adevărat. Știu că deci ei încearcă să creeze o imagine. Exact. Nu, ei încearcă să creeze o imagine, dar implicit transmit un mesaj prin asta. Da. Mesajul, într-adevăr, fie că îl folosesc ei într-un anumit fel, într-o anumită cheie a lor, da? Și așa, da? Mai departe, dar mesajul rusească. Există, mesajul există. Da? Da? Mesajul este, pentru că eu nu văd treaba asta la alte popoare creștine. Da? Nu văd la noi. În tot ceea ce am discutat noi acum, realizăm, tragem o concluzie, anume că modernitatea, de fapt, nu oferă nimic nou. Scoate de la naftalină nimic nou niște... bun. Nimic nou bun. Bun. Rău? Și nimic nou rău, până la urmă, că lucrurile astea s-au mai văzut. Fiecare civilizație, la un moment dat, a fost modernă. Da? Da, pentru că n-a mai fost nimic după ea. Da, a fost un element de noutate. Orice civilizație a avut modernitate. Da. Să nu ne credem că noi am descoperit noi modernitatea, am aflat noi că pământul e rotund. Sub nicio formă. Ceea ce oferă modernitatea noastră, a generației noastre, familiei, că de asta am vorbit de tema emisiunii noastre, nu? Familia în modernitate. Ce aduce modernitatea familiei? Aduce toate cadourile astea însumate, se numesc efeminare. Slăbirea forțelor. Slăbirea forțelor. Da? Și mai mult decât atâta. Și această efeminare este preludiu, da? Da. Distrugerii, preludiu căderii în prăpastie. De fapt, slăbirea n-ar fi o nenorocire, că nu poți să fii mereu, să zicem, poți, mai urci, mai cobori, dar slăbirea asta, din păcate, din punctul meu de vedere, este însoțită și de un alt duh care nu mai este un duh curat. De alterarea duhului. Da, o uzurpare. Da. Și această alterare a duhului curat produce slăbirea aia. Slăbirea. Oamenilor li se pare că ei sunt în stare, că ei fac. Eu mi-aduc aminte de părintele Arsenie, pe care n-am să-l uit până în ultima clipă, care spunea, diavolul când a zis eu, a vrut să spună eu sunt, când a zis eu era jos. Noi zicem, noi facem. Cum adică faci? Tu nu faci nimic. Tu primești niște daruri de la Dumnezeu. Și în cel mai bun caz le administrezi. În cel mai bun caz. Dacă ești și le administrezi bine, dacă ești în Duhul lui Dumnezeu, dacă rămâi în Duhul lui Dumnezeu, că altfel poți să le administrezi prost. Da? Asta trebuie să facem. Din cauza asta, în popor, și aici nu discut numai de popor român, în general de popoarele creștine, se dădea slavă lui Dumnezeu. La orice. Și la lucrurile care aparent nu erau tocmai plăcute. Dar toate erau în Duhul lui Dumnezeu. Iată ofertele. Ofertele primite din partea Domnului și Domnul spune, atâta timp cât vei asculta cuvântul meu și vei împlini poruncile mele, vei dura. Vei rezista. Vezi. Și este cel mai mare dar. Da. Să știi că n-ai fost degeaba pe pământ. Și să știi că nu ești tu pricina pentru care strămoșii tăi nu mai pot transmite mesajul lor viitorului. Da, noi avem...
Poate că nu realizăm acest lucru. Prin tine. Da, ați atins un punct care pentru mine e foarte sensibil și numai pentru mine. Noi trebuie să realizăm că avem o responsabilitate uriașă. Pentru că noi suntem aici și acum datorită jertfelor generațiilor anterioare. E vorba de o colaborare uriașă, de mare durată, de lungă durată, între generațiile umane, da? Ale celor de dinainte de noi și Dumnezeu. Da. Ei au colaborat cu Dumnezeu până la noi, ca să ieșim noi. Da. De ce au reușit? Oare noi vom reuși? Putem. Depinde. Da, depinde, nu. Deci nu, eu depinde nu sunt fatalist. Ce... Nu sunt fatalist, sunt optimist. Depinde de ce alegem. Că până la urmă totul se rezumă la alegere. Alegi calea deja experimentată, deja probată a împlinirii voii lui Dumnezeu sau riști să te arunci într-un întuneric, într-un gol întunecat? Veșnic. 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 Aici e... Că poți să fii într-un... Să treci printr-un tunel întunecat și să ieși la lumină. Mm-hmm. Dar aici e rătăcirea... Despre care nu știi nimic, care îți oferă numai și numai factori de slăbire. Pentru că probat pe ființa ta îți aduc slăbire. Toate practicile hedoniste, avortul, practicile sodomice, practicile gomorice. Că noi vorbim de Sodoma și Gomora, nu vorbim numai de Sodoma. Și să fim foarte atenți la un lucru, că adeseori abordăm sodomia, homosexualitatea, ca să se înțeleagă clar despre ce vorbim acum. Sodomia e termenul teologic. Da. Da? Religios. E. Vorbim de sodomie și o înfierăm. Dar despre gomorie foarte puțin vorbesc. Perversiunile sexuale și toate apucăturile de alt fel decât așa cum a rânduit bunul Dumnezeu reprezintă gomorie. Și pe ambele Dumnezeu, de ambele Dumnezeu s-a scârbit și pe ambele Dumnezeu le-a șters din istorie. Nu le-a mai dat voie să continue, să dureze în timp. Ce înseamnă asta? Dați dumneavoastră un răspuns, domn profesor. Păi, noi cred că suntem nu foarte departe de Sodoma și Gomora astăzi. Sigur, n-am atins dimensiunea Sodoma. Mi se prezintă ca libertate, ca toleranță. Auzi, toleranță. Eu nu pot să Eu n-am de ce să fiu tolerant, în primul rând. Deci, eu pot de unde toleranța asta, domnul profesor? Eu vreau să fiu ospitalier. Da, da. Nu vreau să fiu tolerant. De ce să fiu tolerant? Ce se întâmplă? Eu primesc la masa mea pe oricine fără să-l întreb ce-i cu el. Dar când mă obligă pe mine să consider că albul e negru și că ceea ce face el trebuie să accept și eu și eventual copiii mei să facă și ei, încep să-mi pun niște semne de întrebare ce fel de musafir am. Nu, eu n-am voie să negociez aceste lucruri. Deci credința nu se negociază. Spune Sfântul Apostol Pavel la 2 Corinteni, nu există niciun fel de unire între Dumnezeu și veliar. Între credință și necredință. Da, da. Ce spune Sfântul Pavel? Subliniază clar un anumit lucru, anume că este un război natural. Între bine și rău, între Dumnezeu și copiii săi și diavol și ucenicii lui. Că diavol n-are copii. Lui nu-i plac copiii. Ucenici. El are doar ucenici, următori. Da. Da? Slugi oarbe. De aceea, între unii și alții nu trebuie să existe amestec. Zice tot Sfântul Pavel și chiar la un apostol de la Maslu. Zice, ieșiți din mijlocul lor și vă separați. Și eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Nu e vorba numai de un mesaj dat lui Israel. E vorba de un mesaj dat de Dumnezeu tuturor popoarelor pământului. Orice popor poate să fie poporul lui Dumnezeu. Dar ieșiți din mijlocul lor și vă separați. Nu vă amestecați cu întunericul. Nu tolerați. Termenul ăsta tolerat, a tolera, e atât de uzat astăzi, atât de folosit nedemn, nepotrivit și nedemn astăzi, încât ți se face silă să-l auzi. Prefer să-l înlocuiesc cu termenul ospitalier. Da. Că e mai clar. Da.
Dom'le, te primesc la masa mea dacă ai vreo nevoie. Te ajut cu medicamente dacă suferi de ceva. Îți dau haina mea dacă ți-e frig. Te vizitez unde ai nevoie, dacă nu te vizitează nimeni. Dar lasă-mă în pace cu privire la credința mea. Îți sunt alături ca frate de umanitate. Nu-ți face nimeni nimic, nu intră peste tine în casă nimeni. Ți s-a dat și libertate. S-a dat societatea libertate. Ăștia acum ce vrei acum? Vor să intre în casa noastră. Acum vor ei să intre în casă la mine. Cu toate obiceiurile lor mizerabile. Cum vine asta? Cu toate păcatele lor. Și o să mă întrebe cineva, păi cum să intre în casa noastră? Păi în momentul în care copilul meu sau nepotul meu este la școală și stă în bancă cu un copil care n-are o mamă și un tată, ci are doi soți de un sex, și vine copilul și îmi spune, și spune, mamă, tată, bunicule, bunico, eu ce-i spun lui? Ce-i spun lui? Nu că n-am ce să-i spun. E foarte simplu să-i spun. Dar este foarte greu, pentru că copiii aceștia mici sunt curați, dar fragili. Că acolo se merge. Către acolo se merge. Eu mi-aduc aminte când eram mic și nu numai eu, în generația mea și la sfinției voastre, când familiile se vizitau. Sigur. Da? Venea familia X la familia Y cu copiii se jucau, adulții vorbeau și, mă rog, păi cum o să vină colegi sau cum o să vină familia homosexuală X în vizită la o familie creștină? Nu heterosexual, creștină. Creștină. Sunt și unii care zic, lasă-i să fie și așa. Să aleagă copilul. Păi cum să aleagă copilul? Ce să aleagă? Mi-aduc aminte de serbările de sfârșit de an. Astea sunt lucruri care nu se aleg. Astea sunt alifirii. Da. Mă gândesc la serbările de sfârșit de an. Când veneau părinții, bunici, da? Să vadă copiii cu coronița, cu diploma. Și o să mă trezesc acolo cu familiile homosexuale care vin cu copilul înfiat de ei. Eu am constatat, ideea a fost a părintelui profesor Ilie Moldovan, de veșnică memorie pentru poporul nostru. Un om care a contribuit esențial la dezvoltarea teologiei, dar și a științei în general a poporului nostru, și care a trecut la cele veșnice în 2012. Un om care l-a cunoscut personal pe Lucian Blaga, un om care l-a cunoscut personal pe părintele Arsenie Boca, un om care l-a cunoscut personal și a fost și prieten foarte multă vreme cu părintele profesor Dumitru Stăniloae. Și un om care a produs mult pentru poporul ăsta nostru. Din toate punctele, și prin scris, și prin fapt, și prin cuvânt, că a fost preot. Marea bătălie nu se dă împotriva lui Dumnezeu, pentru că diavolul știe că va pierde bătălia asta din start. El știe. Marea bătălie se dă împotriva copilului, a icoanelei celei mai apropiate de original. Pentru că pruncul este cea mai apropiată de prototip icoană. În el este Hristos nemurdărit, neacoperit cu zgură, neacoperit de păcate, neacoperit de murdărie, în stare inocentă, pură, în starea cea mai clară. Imaginea lui Dumnezeu este cel mai clar exprimată în ființa copilului. De aceea diavolul are dușmania totală, război total de anihilare împotriva copilului. Prin ucenicii lui, nu lucrează direct deocamdată, va ieși și la iveală. Dar deocamdată ucenicii lui, toți, luați-i pe rând, pro-avorționiștii, ca fapt divers, pentru curiozitatea celor care ne ascultă, ar fi bine să se intereseze care e legea numărul 1 dată imediat după Revoluție. Legea numărul 1 a guvernului așa zis democrat. Legea avortului. Legea 1 pe 1989, cu care s-a început cu dreptul. S-a început cu dreptul, cu brio. Și a mers cu brio totul. Până în ziua de azi. Legea 1. N-am știut că era 1. E legea numărul 1. Da. Ca să știți asta. Da, n-am știut. Foarte interesant. Cineva a avut-o pe o agendă la numărul 1. Da.
Și nu e o întâmplare. Și nu e o întâmplare. Poate nu e o întâmplare. Nu, nu poate. Sigur nu e o întâmplare. Așa. Și mai departe. Toți ceilalți care nu pot concepe prin ei înșiși copii sunt, de fapt, adversarii copilului și a nașterii sale. Dacă, fără voia lor, poate. Deci, poate sunt prea orbiți de ceea probabil, ce fac. Probabil că ar trebui... Nu stau eu să-i întreb. Probabil că ar trebui, nu știu, să-mi rog pe bunul Dumnezeu, să mă rog la bunul Dumnezeu să-mi dea putere, să-mi dea minte, dar aș fi tentat să elaborez un scenariu cu punctul zero, un punct ipotetic zero, de legiferare a familiei homosexuale și cu implicațiile care ar decurge eventual de aici, pas cu pas, pe termen lung. Pe termen lung. Sunt de nebănuit aceste implicații. Și cred că dacă apuc să fac această analiză, va fi foarte clar de ce se duce această bătălie, pentru că ea va produce schimbări fundamentale la nivelul societății înspre iad. Nu mai spun spre rău. Spre iad. Spre iad. Cu toții. Deci nu numai familiile homosexuale vor merge în iad, ci toți care nu au luptat până la ultima suflare împotriva acestui flagel social. Știți ce mi se pare mie foarte, foarte curios și comic în același timp? Că tocmai aceia care urlă pe toate drumurile toleranță, 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 în țările civilizate sunt cei care vandalizează biserici, care aruncă cu materie jignitoare, dar nu vorbesc despre așa, asupra episcopilor și a preoților care țin conferințe despre problema avortului sau despre problema homosexualității cu creștinii lor. Sunt tocmai cei care se dezbracă în public și fac tot felul de probe de exhibiționism, nu? În toate direcțiile și în toate posturile indecente cu putință. Și strigă toleranță. Strigă toleranță, deși li s-a dat libertate, nu intră nimeni peste ei în casă, îi lasă în pace, au funcții bune, bine plătite, nu sunt discriminați sub nicio formă, nici în țară la noi chiar. Nimeni nu-i discriminează, domnule. Pentru că mai degrabă aș merge pe alt principiu, să meargă, facem un experiment simplu, să meargă la bancă un astfel de om, cu partenerul lui sau fără partenerul lui, eu știu ce, cu capra, cu copacul, cu ce-o vrea. Cu ce crede el că are partener. Da? Cu ce își imaginează el că... Cu ce spune el până la urmă? Așa. Să meargă la bancă și să ceară un împrumut. Și merge și familia creștină, cu 3 copii, 2 copii, 4 copii. Cine are dificultate în obținerea creditului? Familia creștină. O întrebare simplă. Familia creștină, numeroasă și... familia creștină... Asta e un experiment probat pe pielea mea și a multor altor creștini. Cine e discriminat în situația asta? Cineva, în parohia noastră, a încercat să facă un credit la bancă. Avea nevoie de niște bani să-și continue lucrările la casă. Iar nu era vorba de o sumă mare. 5-6 mii de euro, nu știu cât cerea. Nu avea de unde să ia, pur și simplu. Și a mers la bancă și a spus că are 3 copii. Toate băncile din orașul nostru, deci absolut toate firmele, le-a luat la rând. Niciuna nu i-a acordat creditul. Avea și salariul și el și soția. Erau angajați de multă vreme, da? Nu salarii chiar așa de mari, obișnuiți. Da. Nu vă încadrați. Sunteți considerați vulnerabili. Da. Deci copilul a devenit factor de vulnerabilitate, nu factor de cinste, de onoare al unei familii. Da, pentru că din punctul nostru de vedere, aia sunt niște oameni foarte responsabili, au 3 copii. Care este oferta modernității până la urmă? Ia hai să ne gândim atunci. Păi, oferta modernității... Față de familie, nu așa la general. Deci, toate detaliile astea ale acestei oferte, pe mine mă înspăimântă și mă duc cu gândul către iad. Nu mă interesează să fac un inventar al acestor detalii. Nu mă interesează. Dar ele acolo ne vor duce. Și încă o dată, nu numai pe ei, ci și pe cei care n-au făcut tot ce le-a stat în putință ca să împiedice așa ceva, că o să fim întrebați. Bine, bine, s-a întâmplat. Și tu ce ai făcut? Da. Erai și tu pe acolo. Tu ce ai făcut?
Păi n-am făcut nimic, am lăsat, am zis că să fiu tolerant. Tolerat. Da, am zis să fiu tolerant, da? A tolera, repet, nu este echivalent cu nepăsarea și cu împreunarea mâinilor pe piept și să zici, gata, lasă. Și cu slăbiciune. Și cu slăbiciune. Ce pot eu face? Da. Deci un om, deci toleranța cu toleranța, slăbiciunea nu poate fi justificată în privința credinței de nimic. Altfel, dialogul dintre emirul Mosulului, de la 1098, între emirul Mosulului și delegația cruciaților, se va purta exact în aceiași termeni. De ce mă acuzați pe mine că vin peste pământurile voastre? Eu le-am luat cu sabia de la niște popoare efeminate, care n-au meritat să le trăiască. E mai rău decât atât, părinte. Să le stăpânească. Părinte, e mai rău decât Simplu. Atât. E dreptul sabiei. E mai rău decât atât. Pentru că acum vreo 10 ani, când Europa era un pic altfel, adică structura etnică a Europei era un pic altfel, nu erau nu știu câte milioane de refugiați veniți din Africa și din Asia, când se încerca elaborarea unei constituții europene, s-a spus foarte clar că cineva a întrebat de ce cuvântul creștin a fost exclus din... Exclus, nu apărea unul. Și a zis, ca să nu ofensăm cele 8 milioane de musulmani care locuiesc în Europa, 8-10 milioane, cam așa ceva erau. Păi Europa avea 300 și ceva de milioane atunci. Da. Da? Cum adică să-i ofensăm? Păi ăsta este spațiul nostru. Trebuiau întrebați. Pur și simplu, pe cei 8 milioane, pur și simplu, nu sunt așa de mult spațiu recesământ. Domnule, vă simțiți ofensați? Eu sunt convins de principiile morale creștine. Eu sunt convins că ei nu s-ar fi simțit ofensați. Sub nicio formă. Cineva a avut acest interes. Așa cum nu sunt eu ofensat când merg într-o țară arabă. Da. Unde nu se mănâncă porc. N-am nicio problemă. Respect principiile acelei țări cu multă respect, cu multă seriozitate față de ei. Da. De ce nu? Timpul din Repet, asta. Ospitalitatea nu-i totuna cu toleranța. Da. Timpul s-a scurs din nou, dar să zicem că săptămâna viitoare ne întâlnim. Am zgândărit puțin rana în emisiunea aceasta, domn profesor. Nu, că rana cui, părinte? În rana... Rana cui? Rășmașilor, ucenicilor. În rana bietei familiei. Da? Da, cumva. Puțin, da. Dar nu că am... Eu zic că am oblojit-o, că am pus ceva pe rana aia, care există și care n-am făcut-o noi, n-am zgândărit-o noi. Da. Bun, să vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră o temă care va avea din nou legătură cu familia și până atunci dragii noștri și dragi familii creștine, vă transmitem mesajul Domnului nostru Iisus Hristos. Stați tari în credință. Doamne ajută. Doamne ajută.